grup de cercetători britanici a constatat că o canapea roșie mutată în mijlocul culturii ajută fermierii să găsească soluții pentru problemele pe care le au și le sporește capacitatea de gândire cu 9,85%. Convinși fiind că fermierii români sunt mult mai buni, aducem și noi la Agriplant Aroma Agrotech canapeaua roșie pentru un plus de gândire și de relaxare. Cercetările sunt încă în desfășurare. Vă așteptăm la Agriplant Aroma Agrotech să susținem împreună proiectul Canapeaua Roșie te face cu 10% mai productiv. Relaxează fermierul din tine! Acum că m-am așezat pe canapea, pot spune că densitatea la semănat joacă un rol important în profitabilitatea fermei. Până și la Agriplanta este foarte bine că am testat diferite densități de semănat, atât pentru grâu cât și pentru orz. Și ce părere ai despre asta? Ce ai constatat? Învățăm din practică. Din păcate, anul acesta este încă un an secetos. Orzul este o cultură foarte bună în acest an secetos. Și ce părere ai despre densitățile mari sau mici într-un an secetos? Pentru cultura de cereale păioase de toamnă, este foarte important să alegem densitatea corectă în funcție de soiul pe care îl alegem. La Agriplanta avem peste 40 de soiuri semănate în testare și aproximativ 40 de densități pe care le testăm atât pentru orz cât și pentru grâu. Deocamdată 365 de boabe germinabile pe metru pătrat. Se pare că este alegerea perfectă. Pentru orz? Pentru orz. Pentru grâu, posibil 40-50 de boabe germinabile în plus. Anul acesta, 2022, în județul Călăraș, unde suntem acum, regimul pluviometric a fost foarte, foarte redus. Avem secetă pedologică extremă, pot spune, temperaturi care depășesc 30 de grade azi. Și cultura de orz, orzul este cultura câștigătoare. Este o plasă de siguranță pentru fermele din sudul României, pentru că este prima cultură care se recoltează. Deja avem spicul format. Oarecum putem spune că am trecut peste perioada critică, pe când la grâu înspică mai târziu. Perioada înfloritului are loc într-o vreme de arșiță. Orzul este o plantă extraordinară cu un potențial foarte mare de producție de peste 12 tone pe hectar. Producția atinsă în 2021 de către fermieri de top din Călăraș și capacitatea de înfrățire a sa oferă o flexibilitate foarte mare fermierului. Dacă condițiile sunt optime, ajungem la 6 frați fertili pe plantă. Dacă condițiile sunt mai puțin optime, planta se autoreglează, se creează 2 frați, 3 frați, dacă nu îndeplinim condițiile pentru o capacitate mai mare de producție. Capacitatea de înfrățire a orzului diferă de la soi la soi. La Agriplanta vom descoperi care soiuri au avut o capacitate de înfrățire mai mare, care soiuri au avut o timpurietate mai mică, apariția spicului a fost mai devreme, și care soiuri vor da producții mai ridicate când va veni momentul recoltatului.